telespectatori, Reporter TV Voo se află în zi de salariu la întreprinderea Agregatul SA, acolo unde mai mulți muncitori așteaptă să-și ridice retribuțiile. Paulică? Bună ziua! De la Antena 1 suntem, realizăm un reportaj, iertați-ne că vă deranjăm. Cum vă simțiți în zi de salariu? Zi, păi, deci, bine, cum să fie? Că vorba aia, luăm bani. Noi dăm. Hai mai repede acolo în față, mă, că a pus nevastă-mea fazanul la cuptor. Hai. Dar chiar vă așteaptă cu fazan la cuptor? De unde? Am spus și așa la bășcălie. Am eu față de fazan? Nu, nu. Are de papagal. Mai ales în profil, ia uite aici. Cine vorbea? Ciocănitoarea. Rechin mic de pădure. Trage aici mustața, uite, 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 ce mustață are. Măi, domnul reporter, deci... Terminați-mă, ne facem de râs. Domnul reporter, deci din partea fabricii, răspunsul ar fi la această întrebare că e bine, ne simțim bine, întrucât ne luăm banii pe munca noastră cinstită și te duci acasă cu bani. Hai, bine, Gigi, bre, crezi că e bine? De unde să fie bine? Ți-ajunge salariul, vrei să spui? Să nu-ți ajungă, bă, ce tot băgați, bă, chestii din astea, bă. Dacă ești socotit la cap, ți-ajunge. Ui, bre, cu socotitul matale, mie nu mă ajunge nici pe măsea. Nu este, păi, nu s-ajunge. Nu s-ajunge, nu, e, nu s-ajunge. Pentru că nu sunteți chivernisiți, mă, de-aia. Așa, dacă ați vârf bani încolo și încoace, sigur că nu-ți mai ajunge. Hai, măi, nea Popică, hai mai repede. Dar puțin că nu înțeleg aici. Ei, nu înțeleg. Lasă că înțelegi pe lumea, la hai, fuge! Băi, băi, terminați-vă, băi! Următorul, dumneavoastră? Benone Gicu, de la secția 2. Secția 2? Așa. Hai să vedem ce bani e. Benone Gicu, aveți 1.369.746. E, mai ziceți ceva. Un milion? Vă rog, nu-mi poftiți și filmați aici să vedeți cum muncitor cinstit din România poate să fie milionar și un sfert și aproape și jumătate în fiecare lună. Bă, munca lui cinstită. Vă spun, ia mai spuneți, doamnă, că îmi place cum sună aici. Un milion? 1.369.746 brut. Brut. Impozitul 423.446 rămâne 946.300 de lei. 900... Da, impozitul ăsta trebuie să-l ia statul, trebuie să-l ia, întrucât, păi, bă, trebuie să ia impozit. Că statul vorba aia, îți face șosele, îți face școli, da, îți face și ce zice? Bă, eu îți dau, dar îmi dai și mie o parte, că așa e frumos, să ne ajutăm între noi. Nu mai suntem pe vremea regilor. Când era statul, sunt eu. Nu! Acum, statul e stat, eu sunt eu. Așa, e corect, doamnă. N-avem nicio treabă unul cu altul. 2% asigurările, 3% fondul de pensii, nu, nu, aveți... Deci ce mai e încolo, nu contează, spuneți-mi cât e mână. Deci, în mână... Uitați aici, 728.500, să-i numărăm. Eu da. Zi, mă, zi. A rămas ca în jumate, bă. Bă, nu e așa să te dea pe spate, dar eu vă spun, hai strictul necesar. Uitați, domnule, filmați cu muncitor cinstit. Este strictul necesar, mai râdeți, ca fraierii. I-a câștigat la ruleta rusească. Hai bani mulți, ne îngropi în bani. Bă, dacă ești chivernisit, te descurci foarte bine cu ei. Mă duc acum frumos, îmi plătesc idebul, ce mai am, întreținerea așa și stau liniștit. Mă chivernisesc, stau liniștitul. Dacă doriți, puteți să achitați aici toate facturile acestea, direct la noi. S-a făcut sistemul ăsta? Da, plătim direct, la, nu mai mă duc la... Da, direct la noi, tot. Bravo, bravo, gurme Fernanți, bravo, Fernanți, bravo, vouă, foarte bine. Filmați să vedeți cum se implantează și la noi sistemul acesta care e foarte bun. Extraordinar. Capitalismul, eu sunt de acord cu capitalismul, să știți. Este foarte bun pentru că are grijă de om, îl și exploatează el puțin, dar are grijă de el. Ce înseamnă acum? Eu mă duc pe drumuri să plătesc curentul, întreținerea asta. Îți mai fura și bani prin tramvaie. Păi da? Nu? Plătesc direct la locul meu de muncă, e foarte bine. Păi ziceți și voi. E bine, e bine. Așa e cum zic, mă. Sunteți cârcotași, aia e. De să face atmosferă nocivă. Nu e bine, că asta e bine. E asta, ia ziceți, doamnă. Curentul 83.500. 83? Aoleu, dar s-a scumpit, doamnă. S-a scumpit energia, da, s-a scumpit. Dacă ai becuri. Ei, frate, lasă-mă că noi suntem de vină. Mai am 15.000, doamnă, poftiți. Noi suntem de vină. Dacă știm că e scump, de ce consumăm? Mie dau un exemplu de ce trebuie. Două becuri în trei camere. Ce? Bă, erau de ajuns unul și era în dormitor. Să ai ce stinge când te culci. Așa nu, noi știi cum suntem. Fiat lux, să fie lumină. E, uite, luxul să plătește acum. Ce mai am, doamne? Întreținerea 310.000. Cum, doamne, 310? Păi pe ce? Hai, pe ce? Păi aveți așa, trei camere, 6 persoane. Bravo, Nea Gigi, ai fost harnic, 4 copii. Bunoți, e puroai. Aventuri în pădurea verde. Băi, mai vorbiți prostii, mă. Nu-s copiii de vină.
Noi suntem de vină, că ne-am boierit. Parcă ce sughițam dacă stăteam într-o garsonieră, nu, eu vreau 3 camere. Hai, mă. Parcă acasă, când eram la țară, la tata, de stăteam 7 frați într-un șoprom, ce să spun, și n-am murit, mă. Da, ne-am boierit noi. Ce-o-mi fi găsit la blocurile astea, nu știu, că apă caldă nu e, căldură nu e, vrem noi la bloc așa. A, așa ne trebuie. Mai am ceva, doamnă? Telefonul, 120.000. Nu vorbesc, doamnă. Eu nu vorbesc, îmi pare rău, nu, trebuie să vedeți că nu are cum să fie 120. A venit factura. Hai, luați de aici, numai nevastă mea e de vină pe asta. Nevastă mea, că iarăt eu ei. De unde vorbește vre la Honolulu? Cu cine o fi vorbinde? Cu vreun boșiman de la? Mai tăceți din gură, bă. Nu vă e rușine, bă, mucoșilor. Vorbește cu măsa la mizil, o pucă bâzdâcu oată la 6 luni, vorbește cu măsa. Ce o fi făcând ea, vorbești toată ziua, bună ziua, de 2 ori pe an, și tocmai la capătul pământului, la mizil, tai cu toporul, telefonul ăla, desfințez, îl tai cu toporul. Mai am ceva, doamnă? 215.000 de lei rata la frigider. Păi nu mai am, doamnă, ratele, doamnă, am terminat ratele acum 2 luni, nu, luna trecută. Mai când aveți 6, mai aveți 6 luni. 6 luni? La frigider? Oh. Da, da. Ce rata la cuiere condiționat? Ia luați, doamnă, opriți dumneavoastră de aici, nu mai e. Hai, băi, știi ce se întâmplă? Tot omul e rău. E rău că e lacom, aia, noi stricăm. De exemplu, ce-mi trebuie mie frigider? Nu-mi trebuie, mă, frate, mă. Frigider le trebuie la aia care fură, îi burdușește cu beri, cu jamboane și stă și mănâncă și bea din ele de acolo. Dar noi, care vorba aia, trăim decent și mâncăm o dată pe zi și atunci am niște slărină, nu ne trebuie. Noi suntem modești, mă. Da, nevastă mea, n-am scăpat de ea. Mai trebuie 10.000. Păi v-am dat pe toți, doamnă, v-am dat toți banii, na. Păi stai, doamnă, eu de unde să mai... Am, bă, are cineva 10.000, mă, frate. Eu n-am vrea, băiatul ea. Eu uite că așa că am găsit. Așa, gata, acum e bine. Ia uite, bă, frate, în zi de leafă și am mai dat și din buzunar, mă. Cât ai dat? Mi-am dat 10.000. Păi și ce ai plătit, bre? Păi întreținerea, curentul, telefonul și ratele. Păi e bine. E bine? Păi de acum să plătești toate astea numai cu 10.000? E bine. Vezi? Dacă te-ai chivernisit. Este timpul să acționezi. Vrei să devii un bun negociator sau un lider de excepție? Extreme Training este soluția ta practică. www.traininguri.ro. O serie de cursuri sunt disponibile acum. Negociere, vânzări, limbaj non-verbal, persuasiune, public speaking, management de proiect sau leadership. Alege să fii mai bun. Vizitează www.traininguri.ro. Profită de discounturile oferite și înscrie-te acum.